Ambasada și oficiile consulare ale României în Spania, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Ministerul Afacerilor Interne și compania Blue Air, au reușit să repatrieze prin operarea a două zboruri, unul de la Madrid și altul de la Barcelona, 330 de cetățeni români nerezidenți care se aflau în situații deosebite, fără posibilități reale de a continua prezența pe teritoriul Spaniei.